dimineața, copii! Așteptați să mai vină! Și pacea Domnului! Astăzi am pregătit o povestioară pentru voi și este o poveste despre un măgar. Cred că o să stau și eu aici cu voi. Pot să stau cu voi? Da. Așa. Mă simt mai bine. Știe careva dintre voi cum arată un măgar? Are urechile lungi. Are urechile lungi. Dar cu cine seamănă? It's kind of like a donkey. It's the kind of donkey. Deci e ca un cal, nu? E un pic mai mic, dar are urechile mai lungi. Uite ce se întâmplă. Un om avea un măgar și, după cum vedeți, îl ajuta în treburile lui, nu? Să mai aducă câte ceva. Astăzi cred că mai puțin găsim astfel de ajutoare pe la casele oamenilor, da? E mai ușor să vedem câte un Ferrari sau altceva, da? Dar anii au trecut și măgarul nostru îmbătrânea și el din ce în ce. Dar la început, așa cum vedeam în imaginea dinainte, măgarul când era și el tânăr și era și stăpânul lui tânăr, se iubeau unul cu altul, da? Și simțeau mângâiere unul de la celălalt. Dar anii au trecut și măgarul l-a îmbătrânit. Într-o zi, în curtea stăpânului, era o fântână. Și într-o zi, măgarul curios s-a dus să vadă ce e în fântâna aceea. Dar fântâna era doar adâncă și nu avea apă, adică era seacă, da? S-a uitat în ea și așa cum era el și un pic bătrâor, a căzut în fântână. O, săracul de el! Ce credeți că a făcut când a căzut în fântână? Ce a făcut? Ce a făcut? Voi ce faceți când cădeți jos? Strigați după ajutor cumva? Da? Așa a făcut și măgarul. A început să zbiere, nu? Să strige după stăpânul lui. Să vină să-l scoată de acolo, că era săracul singur și era teamă și nu mai putea să vadă lumina zilei, nu? Și să meargă, să facă ce făcea înainte. Dar stăpânul, când a venit și a văzut că el a căzut acolo, s-a gândit așa: măi, fântâna asta este seacă, nu are apă, măgarul și așa este bătrân, mai bine hai să pun pământ peste el aici și rezolv două probleme deodată. Și ce a făcut? S-a dus la vecinii din jur și a rugat să vină să-l ajute, să toarnă pământ peste el. Și au venit vecinii și au început să toarne câte o lopată, câte cealaltă. Ce credeți că făcea măgarul între timp? Striga, nu? El striga după ajutor, nu știa ce se întâmplă la început. Dar apoi, când și-a dat seama, ce credeți că a făcut? Când și-a dat seama ce se întâmplă, măgarul și-a zis: eu trebuie să ies din situația aceasta, nu? Și a început să se scuture așa de tot pământul care era pe el, să-l calce în picioare și cu fiecare lopată de pământ ce venea peste el, el se ridica și mai sus, și mai sus. Dar a început să mai zbiere, să mai cheme ajutor. Deci începea să rezolve problema singur, da? Și la un moment dat, stăpânul și cu vecinii, ei tot făcând treaba acolo, nu și-au dat seama că nu se mai aude țipând. Dar la un moment dat s-au oprit și au zis așa: oh, ce s-a fi întâmplat? Poate că e mort măgarul acesta, nu? Și s-a uitat. Când s-a uitat, măgarul era aproape deasupra, mai avea un pas ca să poată să iese afară. Și așa uimiți că măgarul a știut să rezolve singur problema aceasta. Și așa a făcut măgarul, a ieșit singur,
A pășit peste fântâna aceea seacă, care a rămas umplută, dar el a rămas cu viață. Voi aveți probleme în viață sau nu aveți? Ia să vedem la copii mai mari. Ați avut vreodată problemă la școală? Ai avut vreodată? Da. Și a fost greu? Da. Te-ai rugat la Dumnezeu să te ajute, să-ți dea putere? Uh-huh. Da. Și tu la fel? Da. Și ai rezolvat problema? Da. Bine, așa a făcut și măgarul nostru. Și a rezolvat problema singur și așa să facem și noi, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere, ca orice problemă care vine peste noi să ne scuturăm de ea, așa cum a făcut măgarul, da, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere ca să mergem mai înainte, să nu ne lăsăm copleșiți de probleme. Și avem câteva reguli care le putem, câteva, ca să fim fericiți, chiar dacă mai sunt și altele. Curățește-ți inima de ură, frică și de egoism, scutește-ți mintea de preocupări inutile, simplifică-ți viața și fă-o mai frumoasă, dăruiește mai mult și așteaptă mai puțin și una care le cuprinde pe toate, iubește mai mult și scutură-te de pământ, pentru că în viața aceasta tu trebuie să fii soluția și nu problema. Da? Ce trebuie să fim noi? Soluția. Ce trebuie să fim? Soluția. Bine, bravo. Spui și tu? Soluția? Soluția. Soluția. Ah, poți să spui și în engleză. Solution. Solution. Ok. Bine, mulțumesc pentru ascultare. O zi minunată și Domnul să fie cu voi, să vă întărească și să vă dea putere. Amin. Amin.